Nimic nu se poate compara cu ceea ce avem noi în El. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim grupului de laudă și de închinare pentru frumoasa închinare. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 39, pagina 44 din traducerea Cornilescu. The book of Genesis, chapter 39. I'll be reading the first six verses. Cuvântul Domnului spune așa. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliți care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să reocupați locurile. Am început o serie de mesaje pe Iosif. Am predicat prima predică în limba engleză, dar în seara aceasta va trebui să continui în limba română. Și am vorbit despre testele chemării. Am intitulat mesajul Testele chemării tale și ne-am uitat la viața lui Iosif și testele lui Iosif ca un tipar în care putem să ne vedem și noi, pentru că căile Domnului nu s-a schimbat. Spuneam că Domnul vine la noi în viața noastră și ne dă biruințe, avem biruințele acelea și Domnul ne arată, ne dă viziune, dacă vreți, ceea ce vrea să facă cu noi în viitor. Noi ne bucurăm foarte mult de lucrul acesta și suntem pe un munte și Domnul ne arată că ne duce pe un munte mai înalt. Ceea ce nu vedem noi la început este drumul de la promisiune, de la chemare până la împlinire. Văile prin care trebuie să treci. Testele prin care trebuie să treci. Și primul test care a trebuit să-l treacă Iosif a fost testul mândriei. Spuneam că atunci când Iosif era favorit al tatălui său, avea haina aceea deosebită, designer clothing, am spune noi astăzi, Domnul a venit la poziția aceea frumoasă pe care o avea el și i-a spus, Iosif, am ceva special pentru tine. Și prin revelație divină în vis, i-a spus că el a să fie mare. Și el spune lucrul acesta a familiei, frații lui nu sunt așa de bucuroși de treaba asta. Și vine al doilea vis unde Domnul confirmă. În gura la doi sau trei marteri, orice lucru este stabilit. Și Iosif îl vedem că este insensibil la ceea ce gândeau frații lui și, dacă parafrazez, parcă le spunea, băgați-vă mințele în cap, aveți grijă ca să stăpânesc peste voi, obișnuiți-vă cu treaba asta. Spuneam că absolut fiecare din noi va trebui să trecem acest test al mândriei. Toți suntem testați. Păstori, evangheliști, proroci, cântăreți, orice dar sau talent care ți-a dat Domnul, va veni vremea când vei fi testat, unde te vei vedea superior la cei din jurul tău. Și îmi place ceea ce spunea fratele Vasile Pălinca și el a împrumutat-o de la cineva, mi-a fost păstor în Florida și într-o zi la biserică a zis, fraților, eu vă sunt superior la voi toți. Și voi toți îmi sunteți superiori mie. La un anumit lucru fiecare din noi excelăm. Dar lucrul acela nu este un punct cu care să trecem la mândrie din cauza aceasta. Domnul îngăduie anumite circumstanțe în viața noastră ca defectul acesta de caracter, păcatul acesta al mândriei să iasă la iveală.
Și atunci când Domnul lasă ca acest păcat să iasă la iveală, nu este pentru condamnare, nu este ca să ne descalifice de la chemarea care o are Domnul pentru noi, ci este un moment pentru noi ca noi să vedem ceea ce este în noi și să ne pocăim de lucrul acela. Să schimbăm lucrul acela în viața noastră. Se întâmplă când oamenii se bucură foarte mult de o chemare, de un talent, de un talent, și apoi când cad la testul mândriei, trec în extrema cealaltă, nu mai sunt bun de nimic, cred că totul s-a terminat, cred că l-am dezamăgit pe Dumnezeu, și nu este adevărat. Iosif nu a trecut testul acesta cu brio al mândriei, pentru că nu s-ar fi purtat cum s-a purtat cu frații lui, dacă era un pic mai atent. Dar cu toții suntem în procesul acesta al sfințirii, unde noi suntem acoperiți cu neprihănirea Domnului Iisus Hristos, în siguranța aceasta a neprihănirii lui Hristos și a mântuirii care o are El pentru noi, Domnul ne va arăta pe rând defecte în caracterul nostru, ca noi să ne schimbăm, să ne căim de acele lucruri, viața noastră să fie transformată, să putem să ne calificăm pentru binecuvântările care le are Domnul pentru toți. Al doilea test care l-am prezentat a fost testul din groapă. Testul din groapă este locul acela unde ajungem exact opus de ceea ce ne imaginam, da? Iosif își imagina care să fie mare în familia lui. Probabil se gândea, am să fiu al patrulea patriar. Avram, Isaac, Iacov și Iosif. Desigur că se vedea în locul acela, dar a venit un timp în viața lui, când a ajuns la frații lui, frații lui au spus, iată visătorul, să vedem ce se va face cu toate visele lui, i-au rupt haina aceea, unde el prin haina aceea se vedea lider și l-au aruncat într-o groapă. Și este testul din groapă. În loc să ajungă mare, a ajuns cel mai mic. În loc să ajungă sus, a ajuns în cel mai jos loc. În loc de autoritate, a ajuns într-o groapă unde își plângea de milă. În loc de cinste și respect la care s-a aștepta, a primit ură și dispreț. Și acesta este testul din groapă. Și poate ne gândim, dacă treci prin așa ceva, cine își mai revine dintr-o așa groapă? Iosif și-a revenit din groapă. Este un exemplu pentru fiecare din noi să ne revenim din groapă. Toți va trebui să trecem acest test din groapă. There are no exceptions. Și în groapă spuneam că se dau cele mai grele lupte spirituale. Nu este loc unde să fie atacat mai tare. În locul acela din groapă, diavolul te va ataca și te va întreba, unde este Dumnezeul tău acum? Dacă ar fi fost cu tine, nu ai fi în groapă. Unde sunt promisiunile lui Dumnezeu? Unde sunt visele acelea care ți le-a dat Domnul? Unde este chemarea aceea care ai primit-o profetică? Ce s-a întâmplat cu revelațiile care ți le-a dat Domnul pentru viața ta? Pentru că unde te afli și revelația nu pot să fie mai departe una de cealaltă. Groapa este locul unde ai să fii batjocorit de vrăjmaș. Va veni diavolul să spună, vezi unde ai ajuns? Îți place? Groapa este locul unde vrăjmașul îți va spune, de fapt, acesta este destinul tău adevărat. Nu să fii tu peste frații tăi, să se închine stelele și luna. Nu, nu. Destinul tău aici ai, în groapă. Tu ești un nimic și vei rămâne un nimic. Pentru că nu putea să se simte Iosif decât foarte mic, ca un nimic în locul acela, să fie tratat în felul acela. Groapa este locul unde vrăjmașul va veni să șoptească, totul s-a terminat. Nu se mai poate face absolut nimic. Deci, ceea ce au făcut frații lui Iosif, aruncându-l în groapă, nu era cale de întoarcere. Nu puteau să-l scoată și să-l ducă la tatăl lor înapoi, că ar fi fost toți dezmoșteniți.
Era o cale de unde nu se mai putea întoarce și Iosif știa treaba asta. Groapa este locul unde diavolul îți va șopti că Dumnezeu nu se ține de promisiunile care le face. Groapa este locul unde vrăjmașul îți va spune că lui Dumnezeu nu-i pasă de tine. Pentru că dacă i-ar păsa de tine, de ce te afli în groapă? Dacă lui Dumnezeu i-ar păsa de tine, starea ta financiară ar fi altfel. Dacă lui Dumnezeu i-ar păsa de tine, nu ai avea diagnosticul care îl ai. Și dumneavoastră puteți să fill in the blank acolo, ceea ce vă șoptește diavolul când sunteți în groapă. Și în ultimul caz va veni diavolul să spună în final, de fapt Dumnezeu nici nu există. Ți-ai construit viața pe basme. Te-ai încrezut în Dumnezeu, ai crezut în promisiunile Lui. Acesta este rezultatul. Dacă ți-ai fi luat tu viața în mână, dacă îți făceai tu visele tale proprii, nu ajungeai aici. Te-ai amăgit. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus nu este doar începutul vieții tale. El nu este doar alfa. El este alfa și omega. El este începutul credinței tale și a vieții tale, dar tot El este și omega, sfârșitul vieții tale, a slujirii tale. Da, într-adevăr, pe drum între alfa și omega, câteodată trebuie să trecem prin cuptor, prin cuptorul cu foc, dar întotdeauna El este cu noi. El nu ne scapă de multe ori de cuptor, cum spunea fratele Călin, dar ne promite să fie cu noi în cuptorul cu foc. Iosif nu a fost singur acolo în groapă. Aș vrea să spun că chiar dacă nu vezi și nu auzi nimic altceva, Domnul este cu tine în groapa în care te afli. Și la minciunile care le rostește diavolul, este o alternativă, este cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam că groapa nu este destinul tău și nu este destinul meu, cum n-a fost destinul lui Iosif. Groapa a fost doar un popas scurt în drumul spre binecuvântarea și chemarea care avea Domnul pentru Iosif. Groapa este doar un popas scurt în drumul tău spre chemarea care o are Dumnezeu pentru tine. La un anumit punct în groapă, dacă se uita în jos, nu putea să meargă mai jos. Dacă se uita în stânga-dreapta, n-avea unde să meargă. În groapă este un singur loc unde poți să te uiți. În sus. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe noi toți să trecem testul acesta din groapă, uitându-ne în sus. Apoi următorul test despre care nu am vorbit este testul credincioșiei. Gândiți-vă că Iosif era un om născut liber. El nu s-a născut sclav. Pe vremea aceea cine era născut sclav, rămânea sclav. Era proprietatea stăpânului. Iosif a fost vândut ca și sclav pe nedrept de frații lui. Și, Doamne, cât de dificil e să faci ceva când este o nedreptate. Da? Să slujești lui Dumnezeu când în viața ta se întâmplă o nedreptate. Îl găsim pe Iosif fiind credincios când el era pe nedrept, vândut ca și sclav, rob, și în momentele acestea el rămâne credincios lui Dumnezeu. Nu doar atât, rămâne credincios lui Potifar, celui care l-a cumpărat. Iosif a trăit o dezamăgire teribilă cu frații lui. Să fii trădat în felul acesta, să îți rupă haina de pe tine, să te arunce într-o groapă, să-și bată joc de tine și tu să plângi în groapă și ei să mănânce lângă groapă, fără să aibă nicio problemă. Iosif era într-un loc unde era hărțuit spiritual de diavol. Unde este Dumnezeul tău? Și în acest context de nedreptate, credincioșia lui Iosif față de Dumnezeu este testată. De multe ori noi imaginăm că Domnul ne testează pe noi când toate lucrurile merg bine. Când nu am nicio problemă,
Când am finanțe, tot ce am nevoie, soția, dacă aveți copii, toți sunt sănătoși, lucrurile la biserică merg perfect și spunem atunci, Doamne, testează-mă acum. Și ne gândim că atunci este un moment oportun pentru Dumnezeu să ne testeze. Pe Iosif nu l-a testat Dumnezeu la credincioșie când toate lucrurile erau bune. I-a testat credincioșia când era trădat de frații lui, când trăia o nedreptate, era sclav, când el de fapt era om liber, era departe de părintele lui, de tata lui, de frații lui, de familie, de neamul lui, într-un loc străin, tratat ca atare, ca un sclav. Și în locul acela, Iosif putea să fie, cum am spune noi, poticnit total. Cum să slujesc în condițiile astea? Păi nu-i drept. Și pe dreptate nu era drept. La fel ca și la Iosif, într-o atmosferă de nedreptate, unde suntem răniți, acuzați pe nedrept, înjosiți, credincioșia noastră față de Dumnezeu o să fie testată. Credincioșia este testată în momente de dificultate. Știți că curajul pentru luptă nu se vede cu o săptămână înainte de luptă. Se vede în ziua luptei. Credința noastră nu este testată când circumstanțele sunt ideale. Nu, când suntem la criză, când suntem în față cu imposibilitatea. Atunci este testată cu adevărat credincioșia noastră. Credincioșia noastră o să fie testată în condiții de traumă, de traumă emoțională, dacă vreți, când lucrurile nu-ți merg bine, când ai un diagnostic prost de la doctor, când situația de la biserică, Biserica Emanuel trece printr-o criză, când nimeni nu mai vrea să slujească, atunci este testată credincioșia ta. Când lucrurile din viață nu-ți merg excelent, dar în condiții grele, în condiții foarte grele, Iosif trece acest test al credincioșiei cu nota 10, cu brio, cum am spune în limba română. Pentru că el rămâne credincios lui Dumnezeu și slujește acolo unde este, ca și sclav, pe nedrept. Și Iosif ar fi avut multe scuze din punct de vedere omenesc. De ce să fiu eu credincios Domnului când aparent el acum este absent? Când aparent Domnul pare să nu fie credincios, că dacă ar fi credincios, de ce mă aflu aici? Testul credinței, a credincioșiei în condiții grele, nu este un test opțional. Este un test obligatoriu care fiecare din noi trebuie să trecem. Cred că toți vrem să vedem împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru noi. Chemarea care a rostit-o Domnul peste noi, peste viața noastră. Știți ce am găsit în Scriptură? Că împlinirile lui Dumnezeu întotdeauna sunt în timp. Moise simte chemarea aceea ca el să scoată poporul lui Israel din Egipt. Și ce a urmat? 40 de ani de pustiu. Ce s-a întâmplat cu chemarea aceea care a simțit-o în inima lui? David este uns împărat. Fuge să scape viața. Unde-i promisiunea lui Dumnezeu? Este în groapă. Credincioșia lui este testată în astfel de momente. Spunea Domnul Iisus în Luca, capitolul 16, cu versete 10. Și lucrul acesta se aplică pentru absolut fiecare din noi. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Observați ce spune Domnul Iisus aici. Iosif, dacă îl punem pe Iosif aici, tu ai o chemare foarte mare. Va trebui să dovedești că tu o să poți să fii credincios în lucrurile mari, acum în lucrurile mici. Acum la nedreptate, acum când ești rănit, acum când ai trăit o traumă, dovedește credincioșie. Și cel ce dovedește credincioșie în lucrurile mici, Domnul știe că atunci când îi dă o autoritate adevărată, îi dă putere, îi dă o poziție, omul acela va ști
să menajeze poziția, chemarea care i-a dat-o Domnul. Dacă nu poți să fii credincios în lucrurile mici, Domnul Iisus spune, să nu te aștepți să vină promisiunile cele mari, pentru că nu o să fii credincios. Binecuvântările lui Dumnezeu au să te dărâme. Pentru că când ești afectat emoțional, tu cazi, tu nu mai slujești. Am stat de vorbă cu oamenii lui Dumnezeu. Fratele Lazar poate să vă spună. Atâtea lucruri se întâmplă și atâtea atacuri ale vrăjmașului atunci când ești în chemarea lui Dumnezeu care are Domnul pentru tine. Sunt momente de glorie, cu adevărat. Dar imaginați-vă viața lui Pavel, de câte ori s-a spart corabia cu el, prin câte lucruri a trecut. Omul acesta, caracterul lui a fost un caracter de fier. A trecut testele la credincioșie. Și spunea Domnul Iisus mai departe, deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine v-a încredințat adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Găsim pe Iosif aici că Iosif a fost ascultător. Și rezultatul lui Iosif scrie aici în versetul 3. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine oriunde, ori de ce se apuca. Rezultatul credincioșiei lui Iosif a fost că Domnul era cu Iosif și Domnul era acela care făcea toate lucrurile să-i meargă bine. Ai vrea să spună lumea despre tine că Domnul este cu tine? Fii credincios în lucrurile mici. Ai vrea ca binecuvântarea Domnului să atingă fiecare lucru care îl faci? Fii credincios în lucrurile mici. Să știți că noi nu slujim pe oameni. Noi slujim pe Dumnezeu slujind pe oameni. Există o diferență. Atunci când slujești, dacă tu realizezi că de fapt îl slujești pe Dumnezeu în fiecare lucru care îl faci, este ușor să slujești în condiții care nu sunt ideale. Pentru că nu te uiți la fața omului. Tu ești conștient că îl slujești pe Dumnezeu. Da, noi îl slujim pe Dumnezeu slujind oamenilor. Noi nu slujim pe oameni. Iosif nu slujea pe Potifar. El îl slujea pe Dumnezeu slujind lui Potifar. Există o mare diferență. Fraților, atunci când venim aici la biserică să slujim, noi nu slujim fraților. Nu slujiți comitetului bisericii, păstorilor, care slujiți lui Dumnezeu. Frații care slujesc la orice departament, nu slujiți oamenilor. Voi îl slujiți pe Dumnezeu slujind oamenilor. E o mare diferență. Dacă îmi vedea în fiecare lucru, orice lucru faceți, spune Apostolul Pavel, să-l faceți ca pentru Domnul. Pot să spel vasele pentru Domnul? Absolut că da. Pot să-l slujești pe Domnul să scoți garbiciul afară? Da, absolut că da, pentru că Scriptura, toate lucrurile care le facem, să le facem ca pentru Domnul. Dar când le facem pentru Domnul, le facem cu excelență. Le facem cu devotament. Nu ne afectează ce se întâmplă în jur. Ascultarea de Domnul aduce prezența Lui, iar prezența Domnului aduce binecuvântare. Am să închei cu un exemplu din viața mea. M-aș bucura ca toate exemplele care vi le spun să fie doar exemple pozitive. La examene, au fost examene din predica aceasta pe care l-am trecut. Și au fost examene pe care le-am picat. Și viața noastră cam așa este. Sunt examene care le picăm și când picăm un examen, ce se întâmplă? Trebuie să dai examenul din nou. Și nu cred că nimeni de aici vrea să rămână la clasa întâia, cum ar veni. Să rămâi repetent mereu. Mi-aduc aminte, după ce am primit chemarea de la Domnul ca să slujesc și Domnul mi-a spus ca să păstoresc în comunitatea română. A adus Domnul toate circumstanțele, am ajuns lider de tineret, era o poziție care pentru mine era prea mult pentru mine, mi se părea prea grea.
Toată săptămâna mă pregăteam pentru ca seara de tineret să fie o seară care să fie cu impact. Mă gândeam ce ar avea nevoie tinerii aceștia să audă. Lucram la lucrul acesta. Iar aveam seara tineretului odată pe lună, care o conduceam și conduceam, predicam eu în seara aceea și mai predica un tânăr din biserica aceea. Și am observat din start că celălalt tânăr care predica cu mine, că predica mai bine ca mine. După ce îmi terminam predica, urmea să predice el, parcă îndemnurile lui, parcă cuvintele lui aveau parcă ungere, mergeau mai bine și am fost foarte onest cu mine și am zis, el predică mai bine decât mine. Și mă gândeam, Doamne, cum am să ajung eu la chemarea care ai pentru mine, să ajung eventual păstor, când așa mi-e greu și probabil că am nevoie de foarte mult timp să-mi dau drumul. Problema era că duminica seara la biserică să fie două predici de 40 de minute, obosea biserica. Și fiind la început, parcă nu mi-am dat seama, eram destul de stresat în poziția aceea. Și după vreo 3 sau 4 luni, nu mi-aduc aminte exact, păstorul bisericii m-a luat după biserică odată și m-a întrebat, David, ce crezi tu de programele acestea de tineret de duminică seara? În mintea mea am știut exact despre ce era vorba. Se predica prea mult și poporul era obosit. Și tot în mintea mea m-am gândit, dacă va trebui acum ca să predic doar every other month, numai o dată la seară de tineri și cealaltă, nu cred că o să-l mai ajung pe fratele ăsta care e lângă mine și nu știu ce o să se întâmple și cu chemarea mea. Și pentru că eu eram lider de tineret, puteam să spun foarte frumos, vă garantez că o să fie doar o singură predică și să fie a mea de fiecare dată. Dar am realizat în lăuntrul meu că nu este corect. N-aș da șansă celuilalt să crească, chiar dacă lui merge mai bine decât mine. Și am făcut o decizie, am trecut testul care era în fața mea și am zis, de acum o să fie doar o predică, odată am să predic eu, și cealaltă dată să predice celălalt frate. Și fratele păstor s-a bucurat foarte bine. A fost mulțumit că nu o să mai fie două predici lungi la seara tineretului. S-a întâmplat ceva extraordinar și supranatural în momentul acela. Din momentul acela, predicile mele au început să se schimbe. Din momentul acela, ungerea pe care o doream a început să se manifeste în predicile mele. Și cei din jur au remarcat ce s-a întâmplat cu tine, că ai luat-o, te-ai ridicat dintr-o dată. Și Domnul a făcut ca doi să crească în predicare și în ungere, nu doar unul. Îmi este și astăzi foarte bun prieten. Este un om al lui Dumnezeu. Și am ajuns să ne încurajăm unul pe celălalt și astăzi ne sunăm la telefon. Și am mărturisit lucrul acesta, ce s-a întâmplat în inima mea. A fost un test. Fraților, fiecare din noi va trebui să trecem acest test al credincioșiei lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Să slujim pe Dumnezeu în lucrurile mici, să fim credincioși. Să fim credincioși când condițiile nu sunt ideale, când nu suntem iubiți și apreciați, când nu toate lucrurile merg bine. În momentele acelea, să rămânem sub autoritatea care este lăsată de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, pentru că atunci când trecem testul, suntem cu un pas mai aproape de ceea ce are Domnul pentru fiecare din noi. Pentru că Domnul are o chemare pentru fiecare din noi. Cum spunea fratele Vasile Pălincaș, noi toți suntem superiori unul la celălalt. Domnul a pus ceva în dumneavoastră care mi-este net superior mie. Domnul a pus ceva și în mine. Dar ceea ce a pus Domnul în mine este pentru beneficiul dumneavoastră. Și ceea ce a pus Domnul în dumneavoastră este pentru beneficiul meu și pentru ceilalți din jur. Și noi suntem chemați să fim credincioși în ceea ce a pus Domnul în noi, chiar și atunci când condițiile nu sunt ideale. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Să venim înaintea Domnului în rugăciune și dacă n-am fost credincioși în ceea ce ne-a încredințat Domnului, să-i spunem Domnului că vrem să trecem testul acesta al credincioșiei. Să-i spunem Domnului că avem nevoie de Duhul lui Cel Sfânt să ne ajute în acest sens. Pentru ca să trecem testul și să intrăm în posesia binecuvântărilor și promisiunilor care ne are Domnul pentru noi, așa cum stăm să ne rugăm.